Un om al lui Dumnezeu a reflectat odată asupra acestui proces și a spus o vorbă cu mare profunzime și tâlc. Ce poate să facă amărăciunea dintr-un om care se lasă dominat de supărare? Auziți, cel mai josnic este acel om care în momentul în care se supără pe tine, neagă faptele tale bune, îți dezvăluie secretele, uită tot ce ai făcut pentru el, te vorbește de rău și te descrie altora cu răutate. Asta face amărăciunea, iuțimea, mânia, strigarea, răutatea dintr-un om.